Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! În această seară m-am propus să vă aduc o informație extrem de benefică, să vedeți și dumneavoastră și să conștientizați ce înseamnă ajutorul care vine acasă. Sănătatea, așa cum spune și titlul, vine acasă și prin intermediul Fundației Crucea Alb-Galbenă puteți beneficia de un mare ajutor care înseamnă foarte mult pentru sănătatea și pentru viața dumneavoastră. În această seară, invitată în platou, doamna Cristina Vasile, directoarea Fundației Crucea Alb-Galbenă Buzău. Bună seara și sunt extrem de mulțumită că am reușit să dau de dumneavoastră și să vă aduc în platou. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Mi-am propus de ceva vreme să vă am alături într-o emisiune, să stăm de vorbă, să le dăm de înțeles oamenilor de acasă ce înseamnă ajutorul pe care dumneavoastră îl duceți în casele oamenilor și să vedem și cine poate beneficia de acest ajutor, pentru că eu știu cât de mult înseamnă pentru viața celor importanți de lângă noi, e bine să afle și cei de acasă. În primul rând, cred că e bine de lămurit pentru cei care ne privesc ce înseamnă mai exact Fundația Crucea Alb-Galbenă. Fundația Crucea Alb-Galbenă este o organizație neguvernamentală fondată de un grup de inimoși belgieni în anul 2003. Au vrut să aducă conceptul de îngrijiri medicale la domiciliu, ceea ce la noi în țară nu exista, bineînțeles că nu exista în ceea ce privește cadrul legal. După acea dată s-a creat și cadrul legal, mișcarea a fost la nivel național, noi ne-am nimerit să ne înființăm exact la momentul oportun, după ce ei luptaseră la nivel național. Prin urmare, ne ocupăm cu furnizarea îngrijirilor medico-sociale la domiciliu. Încă din 2003. Am deschis porți... Mulți ani înainte, că vorbim de vreo 11 ani. Da, am intrat în al 11-lea an. Am reușit să impunem, e un cuvânt dur așa, greu să spunem, să ne impunem pe piața serviciilor medico-sociale, însă nu cadrul legal se adaptează la cerințele de pe piață, ci noi trebuie să ne adaptăm cadrului legal, ceea ce este foarte greu. Pentru că am pornit cu un concept de furnizare de îngrijiri medicale la domiciliu, ca să poți să furnizezi serviciile complet, în mod complet, trebuie să te ocupi și de partea socială, pentru că întotdeauna aceste două probleme se întrepătrund. Vrând nevrând, dai de amândouă, vin la pachet. Exact. Însă, cadrul legal nu există, în cadrul legal nu există componentă medico-socială. Componenta medicală e cu partea ei, componenta socială este cu partea ei. Și pentru a accede fonduri care să acopere în mod holistic un singur caz, trebuie să mergi pe cele două căi. Asta înseamnă dosare diferite, hârțogăraie diferită. Îngreunarea drumului, multă bătaie de cap. Și bătaie de cap. Plus că un singur caz nu-l poți intersecta să iei fonduri și de colo și de colo și trebuie să fii foarte atent când colo, pentru că avem cazuri și de 10 ani pe care le jonglăm în felul acesta. E foarte obositor, însă satisfacțiile sunt extraordinare, așa că se merită. Se creează un echilibru, o balanță, unde înclină satisfacția în defavoarea oboselii cauzată de aceste activități multiple pentru a ajuta un caz. Pe de altă parte, însă, aș vrea să vă întreb cine susține și cine a susținut în toți acești ani Fundația Crucea Alb-Galbenă? Încă de la început a fost de Guvernul Flandrei Orientale. Inițial, finanțarea a fost pentru 3 ani, însă, în urma analizelor, informațiilor obținute, s-a constatat că este necesară continuarea finanțării pentru încă 3 ani și, uite așa, am ajuns la 10 ani de finanțare din partea belgienilor. Dar, de anul trecut, se dorește ca Flandra Orientală să ia mâna de pe noi. Mi se pare absolut normal. A fost totuși o concesie uriașă, să vă stea alături cot la cot în toți acești ani, să vă sprijine. Sigur că da. Și serviciul nostru creat, crescut, pus pe roate, cum e bine de zis, să fie preluat de autoritățile locale.
pentru că este un serviciu care se adresează cetățenilor comunității. Noștri, comunității. Mi se pare absolut logic să fiți susținuți de o autoritate locală, în condițiile în care ceea ce oferiți se adresează pentru oamenii din județ. Așadar, pentru buzoieni servim, de aici ar trebui să fim plătiți, așa mi s-ar părea logic. Noi furnizăm servicii în municipiul Buzău și în localitățile limitrofe. Avem și un punct de lucru la Râmnicu Sărat, care momentan este în șomaj tehnic, pot să spun. Și localitățile limitrofe, este un număr mare de beneficiari acolo. Dar ne-am extinde activitatea dacă am avea finanțare îndeajuns. Noi cu ce avem acum, atât putem să facem, atât putem să acoperim. Se limitează activitatea, se limitează. E normal. Să zicem, 50% din beneficiari sunt din municipiul Buzău. Primăria municipiului Buzău nu ne-a răspuns la nicio solicitare în ceea ce privește finanțarea serviciilor noastre. Făcând o comparație cu primăriile din alte județe sau din alte orașe, să spun, care finanțează asemenea servicii de îngrijire la domiciliu. Dar ați primit un răspuns prin care să justifica... Nu, tocmai. Niciun fel de răspuns. Niciun fel de răspuns verbal. Putea să fie nu, dar putea să fie cosmetizat frumos și să-l înțelegeți și să-l... O pilulă pe care să o înghițiți și să o credeți, ca să spun așa. Exact. Acum îmi fac și mea culpa. Întotdeauna m-am gândit că poate sunt și eu de vină. Mă concentrez foarte mult pe furnizarea serviciilor și pe organizarea acestora și mai puțin pe abate cu pumnul masă la autorități. N-ați fost suficient de dură, v-a să zică la ușa cui trebuie. Da, nu pot să fiu și vorbeam mai devreme, ăsta e soiul. Exact, un om care stă alături de cei bolnavi și suferinți și le prelungește de multe ori viața, indiferent cu câtă modestie priviți dumneavoastră ceea ce spun eu. Credeți-mă că am cunoscut înainte de a vă cunoaște pe dumneavoastră personal și de a afla efectiv, recunosc că nici nu știam de Crucea Alb-Galbene, îmi spunea cineva că a avut pe cineva în familie care a fost îngrijit până la moarte, în condiții extrem de bune, de Crucea Alb-Galbene. Și am zis, ce e aia? Și atunci mi s-a explicat ce este Crucea Alb-Galbene și mi s-a spus și cam care este calitatea serviciilor. Așadar, sunt îndreptățită să spun că stați alături de oameni suferinți până și oferiți tot, puneți tot pe tavă și suflet și servicii și tot. Poate că ar trebui să fiți dură cu autoritățile. Pe de altă parte, însă, mă întreb de ce e nevoie să ne batem mereu cap în cap ca să obținem ceva. Pe mine, sincer, asta mă doare, pentru că ar trebui ca pentru o astfel de latură umanitară, socială, să se ofere fără să fie trași de mânecă ani de zile. Da. Mai ales că am spus că am demonstrat destul de mult timp. Hai că faci rapoarte scrise. Un an, doi, trei, cinci, zece. Dar... fiecare are pe câte cineva, a avut pe câte cineva îngrijit de noi. Avem aproape 1500 de beneficiari pe an. E imposibil ca într-o comunitate să nu fi avut pe cineva o rudă, o cunoștință, să n-auzi că... Ce bine i-a fost că, exact, că a trecut cineva. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o echipă extraordinară, cu oameni făcuți, dotați de la Dumnezeu, cu harul ăsta. Creați pentru asta. Pentru îngrijirile astea la domiciliu, să spun. Sunt oameni care oferă, oameni și nu o spun eu, o aud și eu de la pacienți. V-am zis că am auzit-o și eu de la ceilalți. Și să se stingă flacăra, ca să spun așa. Deja la mine simt că mai pâlpâie puțin așa. Nu? E greu, fără îndoială este greu. Vă admir pentru tărie. De ce? Pentru că să te bați un an, 2, 3, 10, așa cum spuneam, cu niște porți închise, cu niște mori de vânt și să ai impresia de la an la an că ție îți scad puterile și ceilalți nu cedează deloc, devine frustrant, fără îndoială, la un moment dat, gândindu-te absolut că Doamne iartă-mă, cât timp o să te ajute niște străini să faci ceva pentru țara ta? De ce să te ajute belgienii să faci pentru România? Ce face România pentru Belgia? Adică, întreb. Da, acum și sunt bogați, și înțeleg situația de la noi, să zicem, să dar le mulțumim pe există. Dar au ce face și la ei în țară ce face cu și banii la ei, lor, cu fără îndoială. Și... Dar banii sumele pe care, cu banii pe care ne-i dau nouă, nu ar face mare lucru la ei. La ei nu. Dar pentru noi e foarte mult. Noi supraviețuim datorită acelor finanțări.
avem economii, au fost ani în care ne-au finanțat mai mult decât am avut nevoie, ca să spun așa, sau să zic că au venit banii mai multe părți, asta în 2008-2009, și de atunci acum trăim din acele economii. Pentru că suntem într-o criză economică ce a cuprins foarte multe țări și se cunoaște robinetul strângându-se, exact, și închizându-se de la un an la altul tot mai mult, sunt, exact, convinsă. Ne spune, dar zice, de ce nu aplicați pe fonduri europene? Da. Nu există linie de finanțare pentru noi, pentru fondurile europene. Nu ne încadrăm în niciun fel de proiect. Apoi îți trebuie o echipă de proiect. Ca să ai o echipă apoi de proiect, trebuie o sumă, trebuie o pentru sumă. Depunerea, exact, proiectului, exact, pentru plata celui care îl creează. Ușor. Și iarăși trebuie ca să am studiind problema, ca să să ajungi la acele fonduri europene, o iei un pic pe arătură, ca să zic așa. Te iei de la ceea ce faci, ca să inventezi ceva, ca să te, exact, încadrezi în liniile, exact, alea de finanțare. Exact. Te rupi o vreme de activitatea propriu-zisă ca să te dedici și trebuie să înveți, practic, să te alături unui grup de oameni care știu deja cu ce să mănâncă treaba, corect, asta cu proiectele și, practic, te abați de la de ceea la ce faci aveai de făcut, normal, de fapt, de îngrijirile medicale la domiciliu. Și te întorci, iarăși vezi că lumea are nevoie de serviciile tale, cerințe sunt din ce în ce mai multe, din ce în ce mai dificile, oamenii sunt din ce în ce mai dificili. Se tărește greu și asta își pune o mare amprentă asupra celor care au nevoie, pentru că oamenii, indiferent cât suferă și de cât de buni sunt în mod normal, cred eu și am văzut pe pielea mea că atunci când suferă și le este greu, nu devine răi, dar pur și simplu nu se mai gândesc atât de mult. Devin cumva mai individualiști și încearcă să, sigur, se salveze, da, să facă ceva și pentru ei. Și în momentul în care nu au relaxarea, că sunt îngrijiți și își duc grija, încă o grijă în plus, că au leu, cu ce îmi cumpăr medicamentele? Cu sau ce... nu mă pot ridica, sau nu pot ieși, exact, sau nu am ce să mănânc. Nu există o soluție la mine. Nu, exact. Eu fac o comparație cu cei din afară, unde au venit toate serviciile. Unul să-l pună în mișcare, unul să-i aducă pat, unul să-i facă curățenie, unul să-i aducă de mâncare. Vorbim la despre un ideal. Nu există așa ceva. Vorbim despre un ideal, exact, care atunci, în România automat, se va atinge... Sunt supra... Astăzi am primit un telefon de la o persoană plecată în Germania de ceva timp. Mama locuiește aici și urmează să fie îngrijită la domiciliu. Și a început să strige la mine la telefon, fiind în spital, că nu înțeleg de ce nu mă informează nimeni, de ce nu merge nimic, nimeni nu, de ce nu este nimeni organizat în sistemul ăsta medical. Zic, stați puțin, că nu că sunt sistemul medical. Noi suntem separați. Adică... Noi fiind ultima verigă și fiind față în față cu pacientul la plecarea dintr-un... Ultima și totuși prima, pe, exact, de cealaltă parte. Pe noi se... Se spart toate oamenii în capul fundației, exact, Crucea Alb Galbenă. Bine, nu cu rea intenție. Au și ei curaj să-și verse năduful. Da, pentru că de multe ori ți-e teamă să-ți vergi năduful cât ai pe cineva în spital către cei din spital de frica că se va întâmpla ceva, că pacientul nu va mai fi tratat așa cum te aștepți, probabil, că nu, da, se vor, probabil, mai face toate eforturile și atunci ții în tine și răbufnești acasă pe teritoriul, exact, tău. Exact, acasă la tine unde te simți tu stăpân. Nu e o situație comodă, aveți de înfruntat foarte, foarte multe greutăți, sunt convinsă de asta și trebuie multă tărie de caracter, mai ales pentru o doamnă care trebuie să mai fie și delicată și pe de cealaltă parte să dea și cu pumnul masă, după cum, da, vorbeam, corect, mai devreme. Pentru că vorbim de o fundație care are capacitatea de a salva vieți până la urmă, pentru că un bolnav care nu e îngrijit la timp poate ajunge în situația de a-și pierde viața. Care sunt beneficiarii? Cine poate beneficia de ajutorul dumneavoastră? Noi avem beneficiari indiferent de vârstă. Poate apela oricine are o problemă medicală, în primul rând, care este mai urgentă, direct, prin telefon sau prin e-mail, cum că avem posibilitatea asta, că e la modă, da, fără nicio problemă, iar apoi facem noi selecția cazurilor. Dar, din statistica noastră, chiar dacă este indiferent de vârstă, 90%, 89% din beneficiarii noștri sunt persoane peste 60 de ani. Asta spune... Persoane către vârsta a treia, care poate nu mai au toți aparținători aproape, nu pot fi îngrijite așa, exact, cum trebuie. Sunt foarte multe persoane cu copiii plecați în străinătate. Deja e o realitate crudă. Deja este un fenomen, apare la fel ca și copiii care sunt singuri acasă. Da, sunt două categorii care îți fâșie sufletul. Vedem și noi, jurnaliști fiind,
Vedem foarte, foarte multe cazuri unde copiii de până în 14-15 ani, până la vârsta adolescenței, sunt lăsați și câte 4-5 ani fără vizita părinților. Pe de altă parte, părinți abandonați acasă la care copiii nu se mai întorc 5, 6, poate sigur chiar și 10 da. ani. Și nu că vor asta sau că pur și simplu nu, e o lume de probleme. Așa exact. Este... E o lume ce împinge pe oameni să facă asta, că n-au ce să mănânce, că n-au din ce să trăiască, că nu-și mai găsesc serviciu. Despre cumpăratul unei locuințe nici nu se mai pune problema. Trebuie să te îndatorezi 30 și ceva de ani la o bancă, să-ți fie frică în fiecare lună că rămâi fără casă. Exact. Pentru da. ce? E o lume foarte grea, așadar adresabilitatea este unanimă, nu contează, ci important e să se rezolve problema medicală. Exact. Cât de grea este selecția cazurilor? De ce se ține cont? În general, avem și noi o ambiție să rezolvăm pe toată lumea, ca să nu sunt lăsăm convinsă, pe nimeni... Dar de aici vă vin multe probleme, să știți, și, da, și multe griji. Sigur că da, sigur că da, și cât mai repede. Mergem, evaluăm cazul, dacă reușim să evaluăm la telefon, prin întrebări suplimentare, ajutătoare, prin dacă persoana respectivă știe exact despre ce este vorba. Reușim de la telefon să stabilim exact programul când ajungem la prima vizită. Dacă nu, mergem și evaluăm cazul la adresa indicată. Și în teritoriu. De acolo, pe teritoriu, exact. Mergem asistentul medical împreună cu asistentul social. Și după aceea se stabilește dacă putem ajuta cu ceva, dacă ține de noi, ceea ce este foarte interesant, așa. Lumea are impresia că oamenii la care ajungem au impresia că serviciile astea sunt plătite. A venit, trebuie să plătească cine... Sunt plătite, cum suntem noi obișnuiți, că de undeva din cer vin banii sau cum era de la centru. Exact. Nu sunt plătite. Inclusiv prima vizită nu este plătită, nu ai cum. Sunt foarte multe servicii pentru care nu ai cum să obții rambursarea. Exact. Și asta nu înseamnă că ne plângem sau... Na, dar mașinile alea funcționează cu ceva. Sunt consumatoare de resurse. Oamenii, angajații noștri, au și ei un salariu. Sunt... Au și ei o viață, au și ei o viață, un timp, exact. O sănătate, o răbdare. Exact. Și este serviciul lor până la urmă. Materialele pe care le folosim costă. Nu putem să ne ducem la prima vizită și să spunem, știi, da, ia uite câta plagă ai aici, curge din tine tot felul și nu pot să te pansez, că n-am ce-mi trebuie. E frustrant pentru un profesionist să acționeze în felul ăsta. E frustrant să se întâmple asta și în spitale, nu, și în spitale se întâmplă, nu să este, știți. Nu este profesionist și atunci, pentru că noi acționăm așa, oamenii au impresia că suntem datori așa să facem mereu. Și să fiți faci... veșnic ca o zână bună cu toate cele cu toate la îndemână cele și la îndemână, să rezolvați da, nu te înțeleg... din baghetă tot. Exact, nu te înțeleg că de fapt faci asta pentru că din dăruire, din respect pentru omul și bolnav. Și că totul e contratimp și banii se scurg. Și nu poți să-l lași acolo și să pleci. Exact. Vin mâine când am program sau când vei avea exact. Tot ce trebuie. Nu. Și totul este drămuit. Fiecare bănuț, pe absolut. Fiecare plasture, pe fiecare rivanol folosit și așa mai departe, trebuie drămuit cu mare grijă. Absolut. Plus că știm, avem cunoștințe în utilizarea anumitor materiale, anumitor produse noi, pe care le folosim în munca noastră de zi cu zi și asta se vede, oamenii își dau seama de chestia asta și se vede și în calitatea, face parte, de fapt, ține de calitatea actului medical pe care noi îl prestăm. La partea socială, v-am zis, sunt îmbinate. Nu există un caz la noi numai cu probleme sociale. Nu există. În general... Vin așa mână în mână, așa cum exact, vorbeam și mai devreme. Că e imposibil ca cineva care se descurcă cu banii să ajungă într-o situație critică din punct de vedere medical. Este da, la mintea oricui. Este. Cel care n-are bani să se trateze, cu siguranță are o situație foarte dificilă din punct de vedere social. E absolut logic. Trebuie să fii nebun, să stai cu banii în casă și să nu te tratezi, exact. Să te pansezi sau să nu te duci la medic. Așadar, așa cum vorbeam și mai devreme, se îmbină două lucruri foarte grele. Să-l ajutăm din punct de vedere social pe pacient, să ne ocupăm de starea medicală și vin două dosare și două rânduri de drumuri și așa mai departe. Însă,
Eu revin la o primă parte a discuției, pentru că îmi stă mie pe creier. Vă întreb un lucru, dacă se pune problema preluării fundației de către autoritățile locale, credeți că banii aceștia vor veni la timp, că vor veni în aceeași măsură în care au venit și până acum? Asta vom vedea, nu știu, încă nu avem nicio procedură. Autoritățile și-au asumat responsabilitatea de a furniza cel puțin aceeași sumă, să vă mențină înscris, pe linia asta de plutire? Da, înscris este semnat un protocol pentru următorii 3 ani, dar nu am nimic concret, nu știu să vă răspund la întrebarea asta, nu pot să vă răspund în momentul ăsta. Mi-închipui că nu e liniște la dumneavoastră în minte, general, și în suflet, da, neavând o certitudine pe treaba exact, asta. Exact. În general, în fiecare an am avut finanțare de la Consiliul Județean în baza legii 34 din 98 pentru subvenționarea asociațiilor și fundațiilor care furnizează servicii sociale. Banii aceștia, subvenția aceasta se acordă din luna mai-iunie până în decembrie a anului respectiv. Au fost sume importante. Nu vă gândiți că cine știe ce anul trecut am avut 4.800 de lei pe lună. Euro, dar... Adică 4.800 de lei pe lună. Care înseamnă care... benzina... Dar pe noi ne-a ajutat. Ne-au ajutat. Fără îndoială, orice bănuț orice este bănuț binevenit. Este, e sunt important. Convinsă. Dar acum se încearcă să se găsească o soluție de finanțare, probabil pe altă linie, să ne preia, ca să ne preia ca și serviciu al Consiliului Județean. Nu avem o procedură, nu e nimic stabilit. Da. E dificil, dar se încearcă. Asta e un prim pas, sunt convinsă, exact. Pașii mărunței duc de obicei cât mai departe, nu cei calici așa puși foarte mari. Însă... Important e că ni se recunoaște valoarea. Și exact asta voiam să necesitatea, spun. Că se simte că este nevoie de noi. Oricum, nu ne putem baza, să zicem că numai de mâine gata, nu mai există cruce alb-galben. Am stat și m-am gândit dacă... Ați luat posibilitatea asta în calcul? Sigur că dacă, Doamne ferește, n-ați mai primit bănuți nici de acolo, să fim nici realiști, de dincolo? Sigur că da. Absolut. Noi avem angajați cu normă întreagă în... serviciul nostru. Trebuie să trăiască și ei din ceva. Fără stai îndeală. O zi, două, o lună, și stai două. Din pasiune o vreme. Stai și din pasiune faci o vreme, pentru exact. Suflet o vreme, exact. Dar nu poți. Facturile nu ți le plătești cu pasiuni, copiii nu mănâncă pasiuni și așa mai departe. Exact. Cine ar trebui să strige că nu mai există cruce alb-galbenă? Săracii beneficiari. Nu o să strige nimeni de acolo, din fundul patului, din... Rărunt, din nu știu ce sat, din nu știu ce bătrână care nu știe. Noi suntem un popor de resemnați. Asta... Bine ați spus. Apreciez ce ați spus, pentru că asta vorbeam cu o persoană foarte istață zilele astea și a zis, crezi că dacă se întâmplă ceva, vine cineva și strigă? Nu. O să tacă la marșurile care se fac în fața Parlamentului sau nu știu unde, să dansează pinguinul să mănâncă mici. Pe oameni încă nu-i doare sau au învățat să tacă au și învățat să înghită tot. Da. Și nu au putere atâta timp cât ei nu știu cum e mai bine. Exact. Nu au după ei ce să plângă. Cred că asta e linia așa pe care normal. Trebuie să mergem. Asta așa, cu capul în pământ și bolnavi. Să revenim foarte la un caz foarte clar. Pe mine m-a uimit extraordinar. Ați postat zilele trecute despre un caz. Am și discutat în particular despre asta împreună. M-a uimit cum acea persoană de atâția ani a stat în pat, zic că exagerează, nu se poate, nu, în ziua de astăzi. Cu siguranță sunt și oameni care exagerează cu chestiile astea. Zic într-o comună unde mașina noastră trece prin poartă la cel puțin la 2 zile. Zic, nu se poate să nu știe chiar că are niște drepturi, să nu spună nimic, exact. Să nu ceară nimic. Și mergând acolo pentru evaluare, am găsit acolo 2 persoane cu foarte mult bun simț. Deși omul este la pat de 19 ani, stă întins în pat, nu s-a gândit, a făcut o recuperare la un moment dat, dar a ajuns cu o tetrapareză flască. Nu a fost mișcat... decât de mama așa, lui, așa, empiric. Nu mai ajută deloc. Și că problema, zice, măcar sondele urinare să ni le dați, că mi le dă de la farmacie pe datorie, eu le plătesc. Zic, cum dar la sonde ai dreptul gratuit prin casa de asigurări? Nu există, inclusiv fantastic. Informația asta nu obținuse. Fantastic. Și sonde tot felul de sofisticărenii, nu? Da, deci da, în funcție, da. El are o infecție urinară foarte veche, dar eu repede, stai așa, te-am prins.
zici că nu a venit nimeni, dar sonda urinară cine o pune? Eu în mintea mea. Da. Ah, păi nu, că ne-am învățat noi. Da, da, că, mama îl ajută, da, și pune sonda. Păi de asta a făcut și infecție urinară bietul copil, că pentru că... noi, bine, are 38 de ani, dar el, da, bietul e așa de la, din tinerețe. Eu pune montată, pe pat, eu montează, exact, ne fi montată în condițiile corespunzătoare, sterile, automat. Cu siguranță se menține acea infecție urinară. E un lucru fantastic pe care l-am conștientizat și eu de când lucrez aici la TV Buzău. Câte nu știu oamenii, câte drepturi nu-și cunosc. Exact. Cred că ar trebui să fac săptămânal o emisiune doar cu drepturile omului, ca cei de acasă să afle ce pot avea, de ce pot beneficia, exact, de ce e obligat statul să le dea. Adică, dumneavoastră, vă dați seama câți zac acasă, da, fără sondă urinară sau cu sondă urinară în aceeași situație și nu știu că ar trebui să le aibă gratuit. Exact. Sau că nu știu că pastilele de tensiune prin medicul de familie sunt gratuite, exact, și compensate și așa mai departe. Sau că alea de diabet sau, deci, că nu știu care. Da, așa este. Câte femei nasc, câte 12-13 copii și sunt, spun că care nu știu mai greu. Așa că puteau este să ia anticoncepționale de la dispensarul, da, din, da, sat, da, sau prezervative sau orice altceva. Da. Adică realitatea ne lovește izbitor, izbitor. Când pe mine vedem... zic, de atâția ani nu am întâlnit la o persoană tânără o atât de multă lipsă de informare, de informație, mai ales că el toată ziua cu asta se ocupă, cu boala lui, ca să spun așa. Nu, pentru că a stat cu bun simț, nu, dacă i-a așa mi-a zis, dacă nu mi-a zis nimeni, exact, dacă, da, să ceară, da, e i-a fost rușine să ceară, dacă nu mi-a zis nimeni... Cum lasă, nu, oamenii bolnavi capul în pământ. Atâta timp cum și eu, ca și fundație, vreau să zic, da? Dom'le, Consiliul Județean știe cu ce ne ocupăm, lasă că știe ne ajută așa, el lasă că ne ajută. El. Nu e chiar așa, v-aș recomanda să fiți mai dură. Am ajuns la jumătatea ediției, luăm o mică pauză, doar 2-3 minute de publicitate, doamnelor și domnilor, și ne vom întoarce imediat. Am revenit repejor, doamnelor și domnilor, pentru că sunt foarte multe de discutat. Așa cum vă spuneam, informații de mare ajutor primim în această seară de la Cristina Vasile, directoara Fundației Crucea Alb Galbenă de la Buzău. Și vorbeam de ce înseamnă ajutor, cât de greu îl primiți și dumneavoastră, dar cu câtă satisfacție îl oferiți oamenilor. Și vorbeam de cazul tânărului de la Merei, care din prea mult bun simț și din dorința de a nu deranja pe nimeni și din lipsa de informație la un moment dat, a stat acasă atâția ani fără să știe că statul ar trebui să-i ofere câteva beneficii, că sunt puținele, că sunt mititele, sunt, exact, ale lui și trebuie să există un sistem de protecție socială care se poate aplica și la el. Era chiar foarte îndreptățit. Este foarte îndreptățit să își obțină aceste drepturi. În afară de acel certificat de handicap, el nu mai are absolut nimic. Bun, acum și lipsa de informare are un beneficiu, că duce la economie de fonduri. Da, dacă s-ar ține banii pentru ce trebuie. Dar știm foarte bine cum se cheltuie și în numeroase emisiuni și aici am demonstrat cum se dă pe o desăpezire de 8 ori mai mult decât la Galați sau la București. Și atunci ne întrebăm de ce să aruncăm banii când am putea să-i folosim pe oameni care chiar au nevoie. Exact. Și nu cer foarte mult. Exact. Nu cer foarte mult. Aceasta tocmai era o curățenie, este o curățenie acolo. Deci un om care zace de 19, exact, ani. Și nu miroase a nimic. În general... E un miros specific persoanelor, da, care zac la pat. Da, e normal. Și spune și că nu mai poate de atâta spălat, de atâta detergent cât consumă și pentru că vrea să-l țină să fie curat. Nu are niciun fel de escare, niciun fel de leziune pe piele. Este foarte bine. În condițiile bine. În care te-ai aștepta să fie, exact, tot numai plăgi de la atât, da, stat, da, în pat. E foarte bine îngrijit. Foarte bine îngrijit. Și am luat legătura, asistentul nostru social a luat legătura cu Fundația Motivation din București pentru a căuta o soluție adaptată lui. Cei de la această fundație adaptează soluții pentru a mobiliza persoanele în funcție de cazul dedicat pe cazul respectiv, pe cazul în sine. Foarte încântați și ei, vor veni să-l vadă și îl sun să-l anunț. Uite, știi, o să vină, dar mai durează. Zice, doamnă, dar am așteptat atâția ani, zice, nu mai pot pentru să mai el aștept. O zi, o lună, parcă nici nu, da, contează în condițiile în care de 19 ani se confruntă, da, cu această foarte problemă. Drăguț. Și ce am sesizat și eu ca femeie până la urmă, gospodină, ar avea nevoie de o mașină de spălat, din asta obișnuită, e vreo
400-500 de lei pe o piață. O mașină simplă, poate simplă. Chiar și second hand. Bineînțeles, chiar... bineînțeles. Facem apel, să găsim printre prietenii noștri o mașină de spălat ca să mai ajutăm această mamă, pentru că îmbătrânește și mama. Fără, oricum este o femeie în vârstă până la urmă, care în loc să se bucure să fie ea ajutată de propriul copil și la această vârstă se chinuie să-și îngrijească copilul țintuit la pat. Așadar, domnilor și domnilor, cine se îndură de o mașină de spălat, și semi-automată și automată nu contează, important este să ofere puțin ajutor în gospodăria celor care au această problemă. Vă reamintim, acestea sunt în legătură cu cazul de la Merei, bărbatul care zace de peste 19 ani la pat din cauza unei boli extrem de grave și o boală căpătată dintr-o prostie, aș putea spune, dintr-o neglijență pe care am făcut-o și noi măcar o dată în viață. Exact. Să faci baie la cap, să nu-ți usuși părul cum trebuie, să ieși pe ușă. O meningită care i-a distrus viața, și practic. Și cred că și din cauza asta, el prima dată când îl vorbește, s-a simțit vinovat că el este în situația asta din cauza lui. Prima dată, prima propoziție pe care o rostește, asta este. M-am spălat la cap, am ieșit afară. Așadar își induce o vinovăție. Da. E trist pentru că nu poți lua lucrurile așa, putea să fie din orice altă cauză, așa i-a fost lui scris și așa i s-a întâmplat. Bine, însă mă bucur, noi am discutat atunci vis-a-vis de acest lucru, spuneam că vreau și eu la rândul meu să fac un apel în cercul prietenilor mei să strângem câte ceva, în special alimente neperisabile, niște lucrușoare, prosoape, orice e binevenit, că e detergent, că e un prosop, că e orice altceva. O să dăm o fugă și noi atunci când vom avea un pachetel gata făcut și îmi spuneați atunci că sigur vă duce să vedeți despre ce e vorba și mi-ați venit cu informații. O să mai trecem pe la cazul din Merei să vedem cum s-a schimbat viața lor în bine, așa îmi doresc. Chiar îmi doresc. Noi din interior nu ne dăm seama întotdeauna de... Da, da. Cred. Nu, cred că nu puteți să vă mai dați seama rezultatul muncii noastre. Așa că putem face o evaluare peste o perioadă. Peste ceva vreme și prin ochii noștri să vă spunem cum l-am găsit pe bărbatul din Merei. Spuneți-mi, vă rog frumos, câți oameni cu suflet foarte mare sunt în acest moment la Buzău sub emblema Crucii Alb-Galbene? Angajați, avem 13. Vă urez mulți înainte. Asta ar trebui să fie de bine. Mulțumim, da. Am avut în fiecare an, avem 9 autoturisme, în fiecare an am avut un mare ajutor din partea unei firme din Buzău care se implică pentru activitățile sociale. Nu-i spun numele că nici nu vrea firma respectivă. Dar abia atunci e omenia mai mare, exact. Când oamenii fac faptele în spatele... Dar am făcut o brăznicie, ca să spun așa, și la ultimile autoturisme pe care le-am achiziționat cu ajutorul acestei firme, am trecut firma pe mașina noastră, pe cele două autoturisme. Am spus că o să le facem o fotografie, să le trimitem așa pe mail, dar încă nu... Ca să le faceți o surpriză, da? Ca să le facem, dar zic sigur o să le vadă prin oraș și este așa, prietenii știu de ce am așa mesajul. Cam așa. Da. Este foarte, foarte bine că primiți ajutor. 13 angajați înseamnă ceva sufletele care își împart timpul sigur. Între atâtea cazuri. Și avem și voluntari care vin. Că aici de fapt, voiam să ajung. Da. Că eu cu voluntarii am o slăbiciune. Cu voluntariatul a fost o activitate care ne încărca mai mult, ne încarcă pentru că cineva trebuie să răspundă de ei. Noi avem un spațiu, o cameră în Spitalul Județean. Trebuie cineva să-i coordoneze. Este un risc în plus pentru că ei pleacă pe teren. Să zicem, pleacă cu autoturismele și atunci cineva își asumă acel risc. Când te gândești prea mult, nu mai faci nimic. Nu, și intri într-o spaimă de parcă nici nu iese nimic până cum trebuie. Până acum, slavă Domnului, nu s-a întâmplat nimic și să fie bine și de acum încolo. Ne-am concentrat pe voluntari din rândul studenților, să spun, de la școlile post-liceale sanitare. Exact cei mai indicați, în opinia mea, acum. Exact. Și dintre ei se aleg singuri cei care rezistă. Natural. Exact. Cei care rezistă și la asemenea activitate, pentru că nu mulți rezistă la Sunt convins. Suferința asta.
Vă spuneam acasă. De la început că eu aș fi atât de emotivă de aș plânge de când am plecat pe teren și aș plânge și când m-aș întoarce și acasă în continuare de toate și de ce vezi și de ce gândești când îi vezi pe acești oameni. Exact. Ce am avut foarte frumos, o activitate la care, care mi-e dragă, în săptămâna școală altfel, copiii de la clasa fiului meu cel mic și-au dorit să vină copiii. Sunt adolescenți, asta voiam să punctez. Da. Aveți doi copii minunați și foarte mari. Sunt, vă întrebam înainte de emisiune, o fetiță de 20 și un băiat de 17. Nu sunt copii, sunt dita mai oamenii. Da. Colegii fiului meu și-au exprimat dorința să meargă cu noi pe teren. Au fost extrem de încântați, iar eu am fost extrem de încântată și eu ca mamă am făcut acolo o listă cu învățămintele pe care ei ar trebui să le tragă. După ce am întâlnit și cazul cu băiatul de la Merei, zic, uite, asta nu le-am arătat ce ar fi putut să pățească, ce ar putea să pățească atunci când pleacă nespălat. Asta e că îi speriem noi să nu mai facă ei baie și să plece în oraș. Așa. Sunt mulți oameni cu probleme din cauza fumatului, din cauza unei alimentații dezechilibrate, și să vadă și ei chestiile astea. Conștientizare. Dar, mergând, făcând așa o analiză, când sunt la volan am o filozofie, vine așa o filozofie în minte, mi-a venit o idee, ar fi foarte, foarte frumos și interesant pentru cei care studiază științele sociale, pentru că ar avea o imagine a condiției umane din ziua de astăzi. Și de ce mi-a venit? Mulți copii din clasa, mulți din cei care au fost, sau câțiva din cei care au fost cu noi pe teren, nu au fost niciodată la țară. N-au văzut niciodată cum este viața la țară. Eu aveam colegi de liceu care nu făceau deosebirea între capră, oaie, vițel și așa mai departe, pentru că nu le văzuseră la țară. Exact. Nu știau și cum trăiesc și oamenii la țară. Da, păi cum trăiește un om bolnav la țară? Exact, care își cară apa de la fântână, care face foc în sobă, care își crapă lemne și așa mai departe. Și următorul an asta mi-aș dori și să fac așa, să poate dintre și gândind pe termen lung, pentru că învățământul se dorește a crea sau a avea satisfacția după un anumit timp, dintre acei elevi se va alege unul, doi, trei politicieni care să ajungă undeva la putere și să spună, domnule, uite, stai puțin că există asemenea probleme, am fost și am văzut. Pentru că multe reguli se fac, multe legi se fac din birou. Exact, pe hârtie. Asta îmi spunea de la Sanitas doamna Munteanu și îmi spunea un lucru, zice, doamnă, acești oameni dau niște legi după niște statistici vechi de 3 ani, când aveam altă situație economică, atunci când oamenii erau altfel și aveam mai puține cazuri sociale și medicale și așa mai departe, ei vin și dau niște legi pe hârtie și în teren e cu totul altceva și oamenii sunt mult mai bolnavi. Exact. Și spitalele au din ce în ce mai puțină putere de a-i trata, din păcate. E trist că suntem conduși după hârtii, când, de fapt, viața noastră se conduce cu totul altfel în viața reală. Da, și evoluează foarte repede. Lucrurile se schimbă foarte repede. Și merg pe o pantă descendentă de cele mai multe ori, pentru că se schimbă în rău pentru majoritatea, așa cum vorbeam de cei uitați acasă, de copii, de rude și așa mai departe. Spuneți-mi, fiindcă știu că probabil acolo este cea mai dureroasă secvență din toată procedura pe care o aplicați noastră, bătrânii care sunt lăsați acasă de copii, care este atitudinea lor? Logic, de resemnare, sunt oameni resemnați. Dar sunt oameni cu o istorie în spate, cu o valoare. Nu pot spune că sunt chiar lăsați de izbeliște, pentru că le trimit bani, copiii trimit bani. Nu este unora, da, le sunt trimise sume. Mulți sunt și fără copii, nu au avut niciodată și nu se așteaptă. Dar, în general, pensionarii își ajută copiii. Da, e fantastic. Și atunci din foarte și cei puțin care sunt aici nu pot fi ajutați prea mult, prea mult în sensul că financiar. Dar sunt ajutați, sunt sprijiniți totuși de cei care sunt acasă. Sunt oameni, cum am spus, resemnați, sunt oameni care au oarecum posibilități financiare, mai mult decât ceilalți, ca să zic așa, dar triști, normal, nu pot spune că este ceva deosebit față de ceilalți care au copii cu probleme în țară.
chiar acum... Cumva s-a creat un echilibru, e liniară exact, situația. Pentru că și ceilalți duc grija copiilor care abia își duc traiul pe aici. Exact, la rândul lor și copiii trăiesc foarte greu și n-au cum, indiferent de câtă voință ar avea să-și mai ajute părinții financiar. Pentru nu că... mai zic financiar, dar nu mai au putere, nu mai au timp. Sunt atât de supărați de ale lor că nu mai au chef, să spun așa, nu mai au forță să mai aibă grijă și de... Au la un rândul bătrân. Lor copii și, și atunci apelează cu disperare și spun ești obligat atunci să te duci. Intervine frustrarea aceea că eu nu pot, dar tu dacă ești serviciu plătit de cineva, du-te și fă treaba aia, ce nu pot eu să fac. E, aici facem o muncă, ducem o muncă de lămurire, lămurire da, și că de fapt noi trebuie să facem o echipă. Noi, împreună cu familia. Noi fără vă ajutăm, dar nu putem să facem chiar totul. Și cu îndrumare, de-ați trebuie multă răbdare și... trebuie să ai o mare tărire de caracter. Da, de asta spun că e păcat. De atâția ani, de 10 ani, am căpătat această experiență și... Eu zic abia acum sunteți în formă așa de ținut piept la toate greutățile. Pentru că în primii ani, cu siguranță, nimeni n-a știut la perfecție cum se face, ce se face și ați învățat cu siguranță de la un an la altul să vă perfecționați munca. Sigur că da. Ca în oricare alt domeniu. Mult am învățat de la oamenii pe care i-am îngrijit. Cum și-au adaptat ei viața, noua viață, în situația lor de boală, cum s-au adaptat și cum și multe soluții le-am luat și noi de la ei. Și multe povețe și cum se zice că omul din greșeli învață, noi am învățat din situațiile, povestea de viață. Din situațiile exact. Cu care ne-am confruntat. Și ca să fiu așa înțeleasă, nu trebuie să intrăm noi așa cu experiența noastră profesională în viața omului care simplu, care a fost învățat acolo să fie și să ne adaptăm noi așa la ceea ce are și ceea ce știe el. Și astăzi povesteam exact de un caz de care ne-am adus aminte, am găsit pe cineva stând pe niște nailoane acolo, cu pielea direct pe nailoane, cu cârpe, crunt. Cu de nu vă spun, noi. Crunt. Le-am dus Pampers, i-am arătat cum să spele persoana respectivă. La 2 zile era plină de bube, plină, era de o iritație de la Pampers, deci acolo, în condițiile ei, stătea foarte bine. Ei, ca, să, noi cu... ca să vedeți cum stă treaba, că zici era... că îi duci omului tot ce ai mai bun exact. Și... Ei, asta a fost așa, că după aceea s-a remediat, a fost cu foarte siguranță, bine. Cu siguranță, dar așa ca dar o primă, este... primă mișcare a fost tocmai invers de și ce... Avem așa, stai puțin, la prima intervenție, de ce să ne aruncăm noi așa? Stai să vedem. Jumate de Pampers, dar jumate tot mai lon ca să, exact. Să funcționeze. Dar bine. Cum a fost învățat așa? Da, da. Lasă-l așa. S-a adaptat efectiv la ceea ce a găsit. Da, așa da. Cum și atunci ne adaptăm și noi și încet, 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 încet venim cu ușurarea muncilor. Exact, exact. Că... O completare, practic, între ceea ce fac aparținătorii sau cei care îngrijesc și ceea ce puteți dumneavoastră suplimentar față de ei, să-i învățați, ocrotiți cumva pe cei bolnavi, pentru că nu întotdeauna își dau seama de cele mai bune mișcări atunci sigur când sunt da. În situația sigur respectivă. Da. Aleg niște soluții care de cele mai multe ori le dăunează și știu clar, am cunoscut caz care a spus nu mai mănânc, mai bine mor și a stat o săptămână nemâncată și n-a făcut decât să-i fie mai rău, pentru că până la urmă fără tot mâncare supraviețuie și o lună de zile poate. Fără apă e mai greu, așadar n-a fost cea mai bună soluție. Așa că o concluzie, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, mai avem doar 3-4 minuțele la îndemână, vreau să știu cine vă poate ajuta, cine poate să direcționeze niște bănuți, cum puteți fi ajutați de către noi, cei care am putea beneficia la o adică de servicii? Păi există în perioada asta o mare bătălie pe formularele acelea de 2% de direcționarea impozitului pe salarii, din 2% din impozitul pe salarii, apoi firmele pot direcționa 20% din profit, dar nu mai mult de 3.000 din cifra de afaceri, ceea ce a făcut firma aceea, dar este o firmă mare, și alte firme mai mici au făcut la sfârșitul anului trecut. Sunt sume mici care se strâng, dar sunt sume importante care ne permit nouă să facem și altceva sau ceva în plus adițional la ceea ce facem noi acum. Spre exemplu, am încercat în anii trecuți, am creat noi o mediotecă cu cadre, cârje, fotolii rulante, numai că acelea s-au uzat, s-au terminat, nu le-am mai recuperat, pentru tot pentru că s-au stricat și am rămas cam fără.
ca să spun așa. A fost într-o perioadă în care am strâns destul de mulți bani din cei 2% direcționați de cetățeni. Pe noi ne bucură. În momentul în care vezi la sfârșitul anului că s-au strâns niște bani în cont, asta îmi dă impresia că lumea are încredere în noi. Este o recunoaștere. Este o recunoaștere, și o încredere. Da. Și o încredere pe care vă acordă oamenii și recunoașterea muncii. Așa cum vorbeam încă din deschiderea emisiunii, cu siguranță toți avem în jurul nostru pe cineva care a auzit sau care are o rudă ce a beneficiat de ajutorul dumneavoastră și poate spune cu mâna pe inimă, da, domnule, uite, a fost îngrijit bine, a venit acasă, a primit aia și aia. Ca să se înțeleagă mai bine oricare dintre cetățeni care lucrează pe un salariu poate completa un astfel de formular? Oricare. Da. Așadar este și eu? Sigur că da. Este o... Să-mi spuneți de unde iau formularul ăla, că sigur asta o să fac. Este pe că... site-ul nostru, se poate descărca de acolo, este gata, completat. Așadar trebuie doar să mi-l semnez și să spun că vreau să meargă din bănuții mei către crucea albă-galbenă. E foarte plăcut să te gândești cu siguranță că oamenii apreciază și acel puțin pe care practic nu l-au în mână decât într-o oarecare măsură, dacă e să o luăm așa. Da, nu l-au. Bani pe care ia statul oricum. Exact. Și dă pe prostie, aș zice eu. Eu fac o completare. Merg și alt principiu. Zice, a, păi nu, că să mă gândesc. Nu. Deci nu vreau neapărat către crucea galbenă. Dar vreau dar să-i dăm undeva. Exact. Exact. Mă uitam, se vorbește despre înființarea unui hospice în București pentru cei bolnavi de cancer care nu pot fi ajutați. Am stat grămadă pe telefon pentru SMS-ul acela și am zis, clar, merită costul suplimentar la telefon. Da. Cu siguranță toți facem sau încărcăm cartela mult prea des și am zis, aia, 3-4 euro trebuie neapărat să meargă acolo. Și aici era o discuție despre persoanele cu cancer. Sunt foarte mulți beneficiari în rândul beneficiarilor noștri, pe care îi îngrijiți, persoanele cu cancer și persoanele cu accident vascular, ceea ce Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. În această seară m-am propus să vă aduc o informație extrem de benefică, să vedeți și dumneavoastră și să conștientizați ce înseamnă ajutorul care vine acasă. Sănătatea, așa cum spune și titlul, vine acasă și prin intermediul Fundației Crucea Alb-Galbenă puteți beneficia de un mare, mare ajutor care înseamnă foarte mult pentru sănătatea și pentru viața dumneavoastră. În această seară invitată în platou doamna Cristina Vasile, directoarea Fundației Crucea Alb-Galbenă Buzău. Bună seara și sunt extrem de mulțumită că am reușit să dau de dumneavoastră și să vă aduc în platou. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Mi-am propus de ceva vreme să vă am alături într-o emisiune, să stăm de vorbă, să le dăm de înțeles oamenilor de acasă ce înseamnă ajutorul pe care dumneavoastră îl duceți în casele oamenilor și să vedem și cine poate beneficia de acest ajutor, pentru că eu știu cât de mult înseamnă pentru viața celor importanți de lângă noi, e bine să afle și cei de acasă. În primul rând, cred că e bine de lămurit pentru cei care ne privesc ce înseamnă mai exact Fundația Crucea Alb-Galbenă. Fundația Crucea Alb-Galbenă este o organizație neguvernamentală fondată de un grup de inimoși belgieni în anul 2003. Au vrut să aducă conceptul de îngrijiri medicale la domiciliu, ceea ce la noi în țară nu exista, bineînțeles că nu exista în ceea ce privește cadrul legal. După acea dată s-a creat și cadrul legal, mișcarea a fost la nivel național, noi ne-am nimerit să ne înființăm exact la momentul oportun, după ce ei luptaseră la nivel național. Prin urmare, ne ocupăm cu furnizarea îngrijirilor medico-sociale la domiciliu. Încă din 2003. Am deschis porți... Mulți ani înainte, că vorbim de vreo 11 ani. Da, am intrat în al 11-lea an. Un
Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. În această seară m-am propus să vă aduc o informație extrem de benefică, să vedeți și dumneavoastră și să conștientizați ce înseamnă ajutorul care vine acasă. Sănătatea, așa cum spune și titlul, vine acasă și prin intermediul Fundației Crucea Alb-Galbenă puteți beneficia de un mare ajutor care înseamnă foarte mult pentru sănătatea și pentru viața dumneavoastră. În această seară invitată în platou doamna Cristina Vasile, directoarea Fundației Crucea Alb-Galbenă Buzău. Bună seara și sunt extrem de mulțumită că am reușit să dau de dumneavoastră și să vă aduc în platou. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Mi-am propus de ceva vreme să vă am alături într-o emisiune, să stăm de vorbă, să le dăm de înțeles oamenilor de acasă ce înseamnă ajutorul pe care dumneavoastră îl duceți în casele oamenilor și să vedem și cine poate beneficia de acest ajutor, pentru că eu știu cât de mult înseamnă pentru viața celor importanți de lângă noi, e bine să afle și cei de acasă. În primul rând, cred că e bine de lămurit pentru cei care ne